Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi sunt liberă și vreau să fac ceva, vreau să ies afară din hotel, vreau să citesc. Ieri am dormit toată ziua, am avut o zi din aia de... nu are rost. Mă trezeam, mâncam și mai departe. Și Ada mi-a comandat pizza de la Domino's. E chiar bună pizza lor. Ceea ce nu-mi place e că am nimerit un delivery boy atât de penibil aseară, deci efectiv penibil. Au comandat pizza cu sos și cu extra porumb. Evident că a mega întârziat vreo 25 de minute ca nimic. Când a venit la mine n-avea sos. Îi zic, vezi că am comandat și sos, știu exact ce am plătit, ce nu știu ce, ce bla bla. Zic, ai bonul la tine? Nu că n-am bonul, că nu știu ce. Păi zic, de ce n-ai bonul? Păi ca să văd că nu știu ce. Ok, zic, sună la tine la pizzerie și întreabă, aveam sos sau nu aveam sos? Deși eu știam că aveam sos, clar. Sună, nu știu, cred că s-a prefăcut, că au rulat telefon, n-avea sos. Păi și zic, cum plătesc eu 41 de lei pe pizza asta, când doar pizza e 35 de lei? Am plătit și pentru sos și extra porumb. Și da, long story short, mi-am luat pizza aia fără sos, fără nimica și am mâncat-o așa. Pizza nu era, dar la delivery nu. Era un tip atât de plictisit de viață și mie mi-era așa de foame și... Deci dacă nu era atât de foame, chiar nu luam pizza aia, pentru că, în primul rând, nu m-a enervat faptul că nu aveam sos, m-a enervat faptul că mă mințea în față că nu am sos și s-a prefăcut că vreau telefon la pizzerie sau... Oribil. În schimb, pizza de la Domino's chiar bună. Eu mi-au de obicei parcă... ce pizza mi-am luat? Că nici nu mai știu. Ceva cu șuncă, cu chorizo, cu ciuperci, cu ardei, îmi pun extra porumb pe ea. Chiar bună pizza, chiar mișto. Acum vreau să mănânc micul dejun și pe urmă aș ieși un pic din casă. Din câte știu eu, astăzi e ultima zi în care este Art Safari. Ce este ceva expoziție dedicată lui Nicolae Tonița, nu sunt 100% sigură. Am văzut ceva pe Facebook și mă gândeam că ar fi drăguț să trec pe acolo. Acum să văd dacă e cineva disponibil să vină cu mine. Dacă nu, s-ar putea să mă duc singurică. Ce mai vreau să vă povestesc? Care este destul de norat. Și acum o să fiu ca toate gagicile de pe Instagram. Abia acum începe să fie frumos. George Bacovia. Gen, mai știi și altă poezie de Bacovia sau... Ce știi vreau să zic, nu? Toată lumea, oh my god, George Bacovia, toamnă, oh my god, plum, sunt așa de deep. Da. Afară chiar a venit toamna acum, pe bune, au fost câteva zile aici în București când a fost mega frig și cred că ăsta e doar începutul. Sau poate nici măcar nu era așa de frig, dar având în vedere că cu o zi înainte generau 30 de grade și după aia a doua zi erau 20, știi, e un șoc din ăsta termic. Cam asta mi-a luat la micul dejun. Apropo, jos la hotel au cafea foarte, foarte bună. I love it, super bună. Mi-am luat un cappuccino la pachet. Mi-am luat cam multe croissante, ar zice eu. Unt, suc de grefe și mi s-a făcut poftă de ceapă roșie. Keeping it real. Da, de asta mi s-a făcut mie poftă, asta mi-am luat. Whatever. Și mă uit la Seinfeld. Este unul dintre serialele mele preferate. L-am văzut cap-coadă de vreo 3 ori. Dar îmi place foarte, foarte mult și e un fel de comfort show pentru mine. Când, nu știu, nu știu ce să mă uit. Mă uit la Seinfeld sau la That 70 Show. Și da, let's eat! M-am pus acum să mănânc și în timp ce am luat o gură mă gândeam, frate, zici că mănânc o câmpenească, parcă sunt o țărancă. OMG, sunt atât de leneșă, deci nu am fost în stare să mă ridic din pat de azi dimineață, abia acum m-am mobilizat, m-am îmbrăcat, m-am machiat, m-am spălat pe cap și nu știu, cu părul meu tot crește, baby hair-ul ăsta, am numai vârtejul prin cap. Lord, lord. Și până la urmă ne rămâne planul de mai devreme valabil și mergem la Safari Art împreună cu Dilly Chili și cu Andrei, aka Hipster Jesus. Probabil cunoașteți de la Masterchef și pe el și pe Dilly Chili, sunt colegii mei. Yay! Și da, o să vă iau și pe voi împreună cu noi. A, și mai am o veste super, super, mega bună! Mâine în București o să fie Digitalium, eu nu particip, dar în schimb o să vină iubitul meu împreună cu echipa de la Epic Society, eu o să merg acolo la eveniment și după eveniment o să ne vedem toți la o cină drăguță și o să mâncăm. Mie nu vine să cred că în momentul în care mă hotărăsc și eu să ies afară din casă, vine ploaia și am umbrelă cu mâncare. Oh my god! Ok, îi aștept pe restul, nu știu exact unde sunt, nici eu, sunt lângă un pub. Dar văd în față o chestie cu, I don't know, cu Art Safari și mă gândesc că este undeva pe aici.
Aici am băgat și adresa, să nu spui ca să se poată, ca să intri. Fac mi la evenimentul ăsta. Uite mai coadă. Eu și cumva să mă strâncor înăuntru, nici eu nu știu exact cum. Dar în spatele meu e plin, plin, plin de lume. Și îi aștept pe Tilicini și pe Andrei. Și dacă nu s-ar holba toată lumea la mine în timp ce aș filma, aș mega aprecia. Bine pe Tilicini! Mă aștept pe Andrei, Jesus. Te-ai făcut debutul la mine pe canal? Ce-i aia? Încep povestea până, nu? Da, 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 păi ți-ai început totul. Să continui. Dilicili, frumoasă? Să vizităm Art Safari împreună. Da, mă vei să te vină. Arta este peste tot, doar în bucătărie. Și noi suntem artă. Artă. Dilicini spune că am aceeași preză cu fetița asta din portret. Mie personal mi se par toate lucrările lui Toniță cam creepy, așa, cu ochii ăștia. Mi se pare mie. Deci tabloul ăsta mi se pare absolut superb. Asta nu are ochi așa de creepy ca și restul. Și uite ce avem aici pe jos. Sunt păpuși din astea vechi. Wow. Ce mega creepy sunt toate, parcă. Deci uite-te la patul ăsta, ori sunt eu nebună astăzi, ori totul mi se pare foarte, foarte înfricoșător, așa. Copiilor le plac, în schimb. Asta le mai țin minte de la grădi și noi avem așa ceva. Wow! Îmi place geaca asta, o văzut și într-o poză, dar nu ți-am zis. Îți place geaca mea? Da, panorama. Uită-te la asta, Andrei. Ceva căruț din 1900. 1900 cât era asta? Când se purtau asta? 1900? 1800 și ceva? Acolo. Dili, ce părere ai? Sus și de 800. Cu el, dacă se poate. Vrei să sui? Da. Astea sunt trotinetele alea din București. Și mai avem și o băncuță. Și apropo, căruțul ăla de mai devreme era din 1930, parcă. Oh my god, din asta aveam la grădini când eram mică, nu pot să cred, exact ăsta. Wow. Cât de mișto, cât de mișto, nu pot să cred. Mamă, fii atent că au și rocking chair. Ce mișto e. Super tare. Hai că vreau să arăt și la oameni. Arăt la oamenii tăi. Arăt la oamenii mei. Hai, 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 fugi, fugi. Ia, ce e aici? Welcome, welcome to the museum. Put your seal belts. Ești că ești la ceva party de ăsta, creepy. Mushroom vision. Pastilele. Da. Dă-ți pastilele. Pe aici. Spirit Malika. Hai că am intrat într-o cameră cu, cu nudes. Nudes din 1920. Asta e mișto. Tot stau și mă gândesc dacă în tablourile astea sunt aceleași femei. Că în ăsta este, cred că, tot persoana asta. Apoi, în ăsta, e, cred că, persoana asta. Și aici, e persoana asta. Îmi pare mie, eu așa pot spune. Cred că am ajuns și la chestii contemporane. Oh, un drechin! Și un pop cu mai mult. Wow, ce e aici dincolo? Ce mișto sunt astea! Cred că sunt făcute din piele? Da, e din piele.
La depătare par făcute din altceva, da? Când te uiți aproape sunt din piele. Wow, cât de mișto sunt astea. Oh my god. Avem iar chestii creepy. Vezi câte lucruri creepy sunt. Băi, ce s-a întâmplat? Ia și dorul la noapte. Du-te, bă, de aici. E ok, du-te, hai să plecăm de aici. Asta, în schimb, e mișto rău de tot. Ce tare. Super cool. Uai, și ce tablou se fără? Zi-mi în câte feluri poți găti un nou. Da, Carolina cu Daniela. Nu pot să cred, ăsta e Cosmaro de la Masterchef. Dar, în schimb, asta e foarte faină. Deci asta e super faină. Eu aș fi crezut altceva. Ce expresie are? Ei, e cam constipat. Ce vezi când te uiți la chestia asta? Eu văd un... Stai, e lumina aia. O rățușcă, eu văd un cățel. Noi acum suntem experți în artă? Noi acum știm totul despre artă? Doar tăniță. Doar tăniță. O zis Andrei, deci așa se face treaba. Tu trebuie să știi că de aici am mers la date. Este un memento pentru diseară. Da, ține minte. Aplici. Zici la fata aia că te-ai dus la muzeul de artă să vezi ceva nou. Făcut. Mark, check. Și că mersi pentru bere, de data nu vin la tine. Asta e fata de seară. Ia, jos e party. Jos e party, băi. S-a dus nostalgia. Un țip. Miroase a iarnă. Asta, în sfârșit, e genul de artă pe care știu și o să o fac. Ai zis? Da, am auzit. Auzi, să nu pui mâna pe nimic. Nici pe asta, nu pune mâna nici pe asta, așa. Da. Ai vrut să uiți. Da, să nu. Deci am ajuns într-un loc unde sunt televizoare din astea, așa. Și o să vă zic un fun fact. Eu când eram copil, dacă erau purici pe televizor, știi, purici, de aia, efectiv, și de care vorbesc, eu știam că sunt purici pe televizor din bucătărie. Știu că sună ciudat, dar efectiv dacă se lua, de exemplu, cablu sau mai știu ce, și auzeai purici, adică erau purici pe televizor, eu știam că sunt purici din bucătărie, deși nu vedeam televizorul. Nu știu, e weird. Băi, tu știi când sunt purici pe televizor? Da. Dar gen, nu știu, adică vreau să vezi, dacă ești în altă cameră, auzi purici? Da. Da? Am zis-o doar eu. Florin, auzeai purici. Ah, bun, deci nu sunt chiar nebună. Eu tot explicam aici, de parcă era ceva. Wow. Zice, ofa. Ce facem cu asta? Îți spusă e că oare mic? Un tipul de mai spate. Să văd să nu dați ce mișto. Fii atent cum arată piatra asta. Laughing Stone. Dar mie îmi pare parcă e fața aia din Alien. Îți jur. Uite cât de mișto e aici. Copiază mișcările tale. Da. Dezlănțuie-te, da. Dezlănțuie-te. Caterinca. Ni s-a alăturat și Ionuț. Ionuț, de la club. Eu sunt Ionuț. Să fie mult. Dacă până acum l-ați văzut. Da. Ce faci cu camera? Da. De ce? Intrăm în vlogul tău? Da. Super tare. Ce nebuneți oamenii. Am plecat. Da, Ionuț a venit mai târziu la Art Safari. L-am agățat și pe el și acum mergem să căutăm ceva să mâncăm. Ne apropiem de centru vechi. Foarte fain a fost vlogul. Da, mă, adică suntem deja. Băi, deci nu asta este realizarea. Realizarea este că sunteți la Masterchef. Nu suntem la Masterchef. Asta e așa. Fata lui Gologan. Asta este un sprinkle, frate. Aici, representing. Nu
aștept mai pe stradă la Masterchef? Da. Da? Ne oprim mai de cineva să ne spună că ne știe de la Masterchef. Ce tare! Am puțin cu Andrei, acum când eram înăuntru la bar Safari, a venit o fată și a zis: "Vede, ești de la Masterchef?" Și eram: "Da, și eu sunt Masterchef, numai că nu am alt păr." L-au recunoscut. Na, acum fete, Andrei. Fiecare cu fanii lui. Exact, așa e. Și eu nu mă recunosc, mulți bărbați. Și copii. Și copii, da. Pentru că sună fanii, Dilicili. Dilicili, da. Nu mă recunoaște nimeni. Aș vrea să cum nu? Aș zis, tu ești Dilicili, așa știi? Și eu zis, da, și el Ionut. A, salut Ionut. A venit și mâncarea, Dili. Dili este pe healthy, Dili este vegan. Foarte bine. Foarte bine arată și la mine. Nu sunt vegan, vegetarian. Tu ești vegetariană. Dar care e diferența? Poți să mănânci pește, pe aceea mănâncă pește. Veganii nu mănâncă nimic, proteină animală, zero. Înțeles, da. Și Ionut? Mănânc o bere. E cu drojdia. Și vreau să zic că ne-am învârtit 3 ture de centru vechi ca să ne punem. Eu nu țăram că era terminat, că el nu m-a vrea să bea bere, eu cu Didi vreau să mâncăm ceva și eram nehotărâtă. Și ne-am învârtit 3 ture de centru vechi ca să ne punem într-un loc unde eu am mai fost și altă dată. Și știam că e mâncare ok. Ia, am reușit să ajung la fixul fixului, la hotel. A început o ploaie afară, deci plouă nu torențial, cu găleata. Apropo, baby hair-ul ăsta e mega weird la mine, nu e nici lung, nu e nici scurt. Ce e asta, frate? Am un hairline așa foarte ciudat. M-am pus în pat, vreau să mă demachez și dorm cu o cutie de Domino's lângă pat. Hashtag ratchet level over 9000. Sper că v-a plăcut vlogul de astăzi. Dacă v-a plăcut, ca întotdeauna, nu uitați să-i dați un mare thumbs up. Să nu uitați să vă uitați și la Masterchef de luni până joi, de la ora 10:30 la ProTV. Urmează un episod foarte interesant care se numește Flirt. Au! Și da, eu o să mă duc să mă demachez imediat și cel mai probabil voi mânca ceva dulce și mă voi băga la som. Mi-a plăcut foarte mult la Art Safari, a fost foarte interesant, nu mă așteptam în schimb să fie atât de multă lume. Astăzi era ultima zi de expoziție și mă gândeam, bă, fiind ultima zi, pe expoziția era de vreo lună de zile prin aici, prin București, și mă gândeam că poate nu mai prinde așa de multă lume. Ce vorbești, frate? Cred că toată lumea a fost la sentimentul meu și s-a dus la expoziția asta în ultima zi. Era și duminică, și ploua afară, era așa o vreme mohorâtă și probabil oamenii au zis că merg și ei la... Vă pup! Să aveți o zi frumoasă ca și voi! Mua!